Sorry, dar am încoșirat și bine am regăsit la un nou episod pe acest canal. Bă, fraților, mă scuzați că n-am putut să postez zilele astea și de-abia acum am putut să postez pentru că am avut probleme și cu OBS-ul și mai multe căsii, dar abia acum am putut să filmez. Păi și m-am gândit să fac un episod mai diferit pe canalul meu, deci pe noua generație a proceselor video RTX. Bă, frate, până acum ne-au obișnuit cei de la Nvidia cu procesele GTX. Acum au făcut RTX, nu știu de la ce vine RTX. Trebuie să mă interesez, dar nu m-am interesat. Este o nouă generație de proci care se numesc RTX. Bun, hai să vedem. 11 GB de RAM, ultra rapidă de ultima generație DDR-RAM, DDR6. O fac să fie cea mai performantă placă grafică din lume. Păi din lume, deci m-am uitat la niște tutorare și sunt de frânge de frânări. Mă rog, o să discutăm puțin mai târziu despre acest subiect cu frame-urile. Am venit să mă uit în dreapta pentru că acasă am Facebook în partea dreaptă, nu în partea stângă. Deci mă scuzați că nu prea mă uit la voi. Când vine vorba de gaming, așa, mă rog, o să dăm la design. Băi, eu văd că designul e foarte frumos, adică n-am mai văzut un design așa decât la plăcile inunde sau... Nu știu la ce placă video am văzut. Așa, la... Chiar nu mă țin minte. O să dăm la Turing. Vărărie. Aici avem mai multe plăci. Puteți vedea. Arhitectură. Procesor grafic. Aici e de Turing. Aici e de Pascal. Dacă vedeți, aici e la frecvența boost. Aici e cu TI Founders Edition. Vedeți și voi aici. Aici este cam apropiat, chiar bate aici 1080, dar la frame-uri nu. Ia uitați aici, 14, 11, vezi, specificăm cele complete. Și aici putem să ne uităm la Founders Edition versus normal la DRTI. Ce vedem noi aici? Vedem un frame-ul de post. M-a ridicat. M-am interesat, dar eu vorbesc mai gloșină. Trebuie să aveți răbdare. Are aceeași mici. Aici sunt la fel, dar eu nu înțeleg de ce, chiar nu înțeleg de ce n-au ridicat puțin rezoluția la noile proci video. Adică, după părerea mea, trebuia să le ridice monitoare multiple 4, adică poate să ducă doar 4 monitoare. Bă, păi două monitoare nu sunt deloc puține. Imaginați-vă că ai două monitoare. Deci foarte, foarte mult. Temperatura maximă a plăcii video În full load este de 89 de grade. Cam asta e diferența la fond edition. Founders Edition.
specificații am dat. Bun. Și să vă mai arăt eu, v-am arătat. Și acum aș să dăm aici. Deci aici mi-a plăcut mie foarte, foarte mult. Deci aș experimenta performanța VR de generația următoare, cea mai redusă LAN. La atentă și compatibilitate plug and play cu cele mai importante mărci de VR cu tehnologiile Nvidia fizice și haptice, îți permit să auzi și să simți cel mai și să simți fiecare moment. Ce mi-a plăcut mie aici este că are număr de tranzistoare 18.600 de milioane. Da, cam asta e praga video, dar suportă, uite, DirectX 12.1, rulează pe 3D. Pe asta rulează era. Dar ce mi-a plăcut mie foarte mult, la cea partea maximă de 616. Bun. Acum hai să dăm puțin back. Să vă mai arăt o chestie. O chestie. Șterge toate filtrele. Bun. Dăm la model. RTX 2080, da? Versus RTX 2080 Ti, da? Bun. Aici putem să vedem. Dar de ce nu mi l-a pus om la... Băi, frate. Ah, mersi. Așa. Deci am venit din oraș, nu contează. M-am uitat direct pe benchmark-uri la GTX 2080 și GTX 2080 Ti versus 1080 Ti. Vreau să vă spun în felul următor și nu trebuie să mă credeți doar pe mine, puteți să căutați pe net. Deci, diferența dintre 1080 Ti și 2080 simplu, câteodată este diferența de un frame, câteodată poate 1080 Ti pe 2080 în parte, dar câteodată poate cel 2080 simplu pe 1080 Ti cu 10-20 de frame-uri. Acolo contează frecvența megahertz-ilor și, dar v-am zis, variază. Deci dacă vreți vreodată să vă cumpărați un RTX 2080 sau 2070, nu vă recomand mai jos de 2080, pentru că vine efectul mă. Bravo. Vine diferența dintre frame-uri, adică tocmai ce v-am spus, dacă vă cumpărați de RTX 2070 sau 60, o să fie mult mai scump decât GTX 1080 Ti. Ținut cont că 1080 Ti este mai performant decât GTX 2070, cred, adică așa m-am uitat la benchmark-uri. Acum dacă n-o fi bine, dar eu așa am văzut cu ochii mei, puteți să căutați și voi. Deci dacă vă cumpărați vreodată o nouă placă video, bă, merită și 2080
2080, dar e mai scump față de 1080 și are același frame rate. Uite, hai să dăm pe 1080 Ti. Dar de ce nu mă las să pun mai multe? Uite, 42 de milioane, da? E cea mai ieftină placă video de text 1080. Este... Opa, preț descrescător. Este... fix. Ia stai așa. Bă, stai, ce-am făcut eu aici? Preț crescător. Bă, ce? Mă, de frate. Nu știu, să zicem că am găsit și la... 30... Stai așa. O să vedem care e cea mai ieftină în placă. 37 de milioane, da? O să vedem acum cât este un GT, un RTX 2000 simplu fără TI. Hai să vedem. Deci, simplu este 39 de milioane. Se what? A, da, 39 de milioane. Bă, nu știu ce să zic. Adică au cam același frame-uri, dar bate 1080 Ti, dar foarte puțin, câteodată v-am zis, câteodată cu frame, câteodată bate 1080, câteodată bate asta cu 15-20 de frame-uri, dar ăla 2080 Ti, câteodată bate și pe ăsta, deci pe ăsta ar bate grav cu vreo 40 de frame-uri, 30 de frame-uri, 30-40, pentru că este Ti și orice placă care este Ti este mai bună cu 30% față de placa... Eu plac asta fără Ti. Deci dacă ai RTX 2080, scoți 100 de frame-uri. Dacă ai RTX 2080, te scoți 140, 130, 150 de frame-uri. Deci, este acea diferență. Nu știu, părerea mea... Părerea mea ar fi că dacă vreți o placă video nouă care să vă ducă foarte mult acum încolo, este foarte, foarte, foarte bine. Mai bine strângeți din buzunare și vă cumpărați un RTX 2080. Pentru că v-am explicat și de ce nu prea are... Nu prea ai de ce să cumpări o să frate ai. Nu știu, căutați și o să vedeți și voi. Eu v-am spus tot ce am știut. Acum rămâne la alegerea voastră ce alegeți și ce nu. Și ca să vă spun, că voi acum o să spuneți, băi da, bine, nu să spuneți mie. Deci, părerea mea ar fi, bă, nu vă luați un i9 pentru placa asta video. Stai așa. Seria 2080 Ti. 2080 Ti. Așa. O să vedeți, mamă, pe placa asta rupe tot. Da, rupe tot. Deci, rupe tot asta. Dar eu pentru placa asta nu vă recomand un i9, deci nu vă recomand un i9 pentru că procesorul ăla este mai mult de
servere de ținut, de tras de lăci. Și nici nu era, nici nu era, cum să vă zic, uite cam un lapsus. Nu era făcut pentru, gata mă, nu era optimizat, bine? Așa că vă spun, nu vă fac eu acum un build cu placa asta video, că mai mult am vorbit despre ea. Deci vă recomand un RTX la 1080 Ti cu un i7. O să vă arăt și ce i7, că să nu, la placa asta video nu pui orice procesor, că nu pui un doar păr. Nu știu, nu știu, punem, să vedem ce procesor am mai apărut, că dacă am un procesor foarte, foarte bun, nu cred că mai are rost să mai mă uit de procesor, știi? Bă, unde e bă, ia stai așa. Eu stai așa, unde e procesorul meu? O, i7 serie. Cine ne bam, 26. Uite, îl am postat. What? A, da. Bă, procesorul meu nu mai e pe piață, mă. Că eu am 7820X. Dar, na, vine cum aș păsta, deci procesorul ăsta la ce frecvență are, nu știu, vine mie mai mult, sau dacă vrei tu ceva, să te dai în scampă, să te dai în trotinete, în gen. Uite, puteți să vă luați i7, 8700, capaida și un overclock și foarte, foarte țavă. E țavă! Și ori 16 GB, ori 30, da, nu știu. Eu aș merge pe 32 de giga de RAM. Dar v-am zis, nu vă luați niciodată GTX 2080 și îmi prefera Ti, luați ceva cu Ti, părerea mea. Nu e sumet, adică, nu știu, părerea mea. Eu când o să merg, cumpăr, o să-mi iau cu Ti direct. Mă încurc fără Ti ori. Da? Cam atât a fost, sper că v-a plăcut, dacă am greșit ceva, îmi cer scuze. Dar eu am zis tot ce am crezut despre el și tot ce am văzut pe internet. Cam atât a fost. Pa, pa.